Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi vom vorbi despre multe lucruri ce țin de energia masculină, despre vulnerabilitatea bărbaților, ce înseamnă poate masculinitate toxică, dacă în societatea de astăzi se pune semnul egal între masculinitate și agresivitate sau între vulnerabilitate și slăbiciune. Alături de noi este Vlad Nicodim, psiholog, un prieten foarte drag, și pornim de la discuția noastră, pornim de la cartea Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare, să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamental-dialectică de Matthew McKay, Jeffrey Bradley și Jeffrey Wood, o carte publicată în colecția Psihopractica, o carte plină de cazuistică, studii de caz, de foarte multe soluții practice, le-am putea spune, cu care vin cei trei autori. Și pentru că noi am început discuția înainte de a înregistra acest material, o carte, chiar dacă vorbim despre masculinitate și cumva bărbatul va fi subiectul central, să spunem, al discuției noastre, este o carte în egală măsură, mie îmi place sintagma unisex, așa cum am mai spus-o, este o carte pe care ar trebui să o citească în egală măsură și femeile, dar și bărbații. Așadar, dat fiind faptul, această frumoasă carte pe care vă recomandăm cu mare drag, Gestionarea emoțiilor copleșitoare, aș începe discuția noastră cu întrebarea ce îi blochează pe bărbați să își exprime emoțiile, să intre în contact cu propriile lor nevoi, cu propriile lor nevoi și cu propriile lor emoții și să și le exprime în raport, bineînțeles, cu lumea, cu societatea, cu lumea înconjurătoare, dar și în raport cu partenera de cuplu, pentru că de foarte multe ori în discuțiile noastre cu invitații noștri am atins și zona aceasta, care aș numi-o eu o zonă călduță spre fierbinte, ca interes, aceea a relațiilor de cuplu. Cum se percepe pe sine bărbatul într-o relație de cuplu, dar cum este, bineînțeles, perceput și de către parteneră, de către soție, de către iubită, eu știu, de către mamă sau de către fiică, pentru că, iată, astăzi, mai mult ca niciodată, vorbim despre un soi de polarizare a rolurilor. Bărbatul probabil că a ajuns să facă multe lucruri din ceea ce făcea femeia în urmă cu 40-50 de ani, dar și femeia a ajuns să facă lucruri pe care, eu știu, poate că erau nu neapărat de neconceput, dar oricum greu, mai greu imaginabile, să spunem, erau anumite lucruri, mai ales în zona rolurilor sociale, și cele casnice, dar și cele sociale sau socioprofesionale. Așadar, cum fac bărbații în așa fel încât să intre în mod autentic și vulnerabil deopotrivă în contact cu propriile nevoi și cu propriile emoții? Sorin, acum când vorbeai, mi-au venit în minte atât de multe subiecte și atât de multe răspunsuri și nu vreau să evit vreunul Spune-le din... pe toate! Da. Ca să răspund așa foarte pe scurt la prima întrebare pe care ai pus-o, aș spune că este o presiune foarte puternică din partea societății, care face creează acest efect de inhibare. Sunt de fapt mai multe mituri, ca să le spunem așa, nu? Mitul bărbatului puternic, care el nu își exprimă emoțiile pentru că atunci este slab. Și tot felul de alte asemenea, cum să spun, mituri cumva promovate foarte mult și de filme, dacă ne uităm chiar și de desene animate, reclame, modelele promovate de mass media și așa mai departe. Deci asta ca să răspund așa foarte pe scurt la întrebarea cu de ce bărbații nu prea își exprimă emoțiile, nu prea le arată. Deci asta este unul din motive.
Acum ai mai spus tu de polarizare și cum bărbații încep să facă niște lucruri mai spre partea feminină și femeile încearcă să devină mai, cum să spun, un pic mai, să aibă niște trăsături mai masculine din anumite puncte de vedere. Sunt într-o energie masculină, hai să o numim așa. Da, aici voiam să spun, apropo de numele campaniei cu redefinirea masculinității și campania dinainte, care am impresia că a fost pe aspectele feminine, nu? Absolut, sigur că da. De vorbă cu femeia din tine s-a numit campania anterioară. Și acolo niște cărți foarte interesante de la Editura Herald, chiar mi-au plăcut, unele le-am citit și eu. Mi-aduc aminte că la un moment dat am fost întrebat într-un context care cred eu că ar fi cele mai puternice strategii de manipulare a maselor. Și e un subiect foarte interesant și am venit cu vreo 7 strategii. Una din ele era chiar crearea unei debusolări la nivelul masculinității și feminității, la nivelul principiului masculin și feminin. Pentru că în momentul în care creezi acolo confuzie, este ca și cum ai luat o parte din rădăcinile omului, da? Sunt câteva rădăcini foarte clare. Una din ele este aceasta. Deci ca să-l faci pe om mai ușor manipulabil, una din aceste metode este efectiv crearea de confuzie în ceea ce privește masculinitatea, respectiv feminitatea și principiile acestea. Acum și Carl Gustav Jung atrăgea atenția asupra acestui lucru și dădea exemplu cu această emancipare a femeilor, care sigur că în general este o chestie foarte, foarte faină, dar ce se întâmplă în momentul în care sunt exacerbate niște trăsături masculine, asta chiar el spune într-o anumită carte, și în general sunt exacerbate prin tot felul de campanii, mai mult sau mai puțin politice, pentru că se folosește foarte mult în politică manipularea asta și mai ales când o poți îmbrăca în ceva dezirabil, precum feminism, precum, nu știu, mișcări de emancipare, le îmbraci în ceva dezirabil și reușești să faci mult mai multe alte lucruri în spate. Și practic așa, revenind la ce spunea Jung, în momentul în care se exacerbează niște trăsături masculine la femeie, se creează un efect de compensare și practic se vor deveni și mai pronunțate alte aspecte din sfera feminină, dar nu neapărat într-un mod echilibrat. Deci este ca un fel de echilibru, da? Dacă intervii în natură, să zicem, uite, o chestie foarte simplă, mi-a venit acum ideea asta. Dacă, de exemplu, de privesc corpul de văz, să zicem, se va ascuția uzul. Da? Apar mecanisme de compensare. Bine, asta e un caz fericit, că este funcțional, dar dacă deprivezi sau dacă hiperaccentuezi o trăsătură masculină foarte mult, creezi un dezechilibru și va face cumva reversul, va accentua alte trăsături și va crea acolo va crea probleme. Deci asta ar fi, și e foarte bună această campanie, pentru că este foarte important, tocmai pentru a fi combătute asemenea, cum să zic, confuzii care se nasc, mai ales astăzi, mai mult ca oricând, cu toate mișcările sociale, cu toate modelele sociale promovate de mass media, această presiune despre care vorbeam înainte, din partea societății, să intri cumva într-un anumit rol dezirabil, și reversul, să eviți anumite roluri care te pun cumva stigmatizează până la urmă. Deci campania asta cu
redefinirea masculinității și cu înțelegerea principiilor feminine, mi se pare foarte binevenită, pentru că este una din puținele posibilități pentru ca oamenii în general să înțeleagă mai bine și să se înrădăcineze mai bine. Și atunci, cu cât se vor înrădăcina mai mult și își vor înțelege esența, vor fi mult mai puțin manipulabili de tot felul de campanii de genul ăsta sau de roluri promovate. Deci asta referitor la campanie, bine că ai deschis subiectul. Acum, revenind la carte, un alt lucru pe care l-am evidențiat tot discutând despre care ar fi cele mai puternice metode de a manipula masele, una din cele 7-8 variante pe care le-am explicat atunci, a fost practic emoțiile. Fiecare om are un, ca un firewall, să zicem așa. Are un firewall prin care, practic, e destul de greu să-l manipulezi dacă nu ai niște pârghi. Însă, absolut oricine, mă rog, să nu zic oricine, există probabil și excepții, dar oamenii iau deciziile emoțional. Și nu mă refer la oamenii cu o emotivitate mare, mă refer chiar și la cei mai ancorați în realitate oameni, chiar și cei mai, cum să zic, ingineri, matematicieni, deci toată lumea ia deciziile emoțional. Și, practic, această exploatare a emoțiilor reprezintă una din modalitățile prin care poți pătrunde pentru a-l manipula pe celălalt. Da? Deci dacă, de exemplu, vrei să faci o mișcare politică prin care să manipulezi, o îmbraci în ceva dezirabil, precum mișcări pro-mediu sau mișcări de feministe sau așa, ai intrat pe sub firewall, să zicem așa, și după aia acționezi, da? Să nu uităm mișcările feministe din Coreea de Nord, unde nu poți să zici că guvernul e foarte preocupat de drepturile omului și de bunăstarea lui psihică. Adică, mă rog, chiar și în vânzări, adică hai să nu luăm exemple extreme, dar uite, de exemplu, în vânzări, ca să îi vinzi unui om ceva și să-l manipulezi, poți să-i vinzi orice așa, pur și simplu la început îi induci starea, da? Cum s-ar vedea cu obiectul respectiv, cum s-ar bucura de produsul respectiv. Dorești o vacanță nu știu unde, închide ochii, imaginează-ți cum ar fi să fii pe plaja aia, cu prietena sau cu iahtul sau cu ce-o fi. În momentul în care i-ai creat imaginea, el emoțional se atașează de imaginea aia și atunci deciziile le va lua emoțional. Deci asta e strategie folosită pe scară largă în vânzări și este totuși o manipulare. Da? Te folosești de niște pârghii. Reclamele pe care le vedem, la fel. Deci sunt atât de multe modalități prin care omul este bombardat de manipulări, pentru că, mă rog, și piața este într-o continuă, cum să spun, concurență. Și atunci tu, dacă nu vii cu o abordare foarte puternică de a vinde, rămâi în urmă și pierzi, adică pierzi, dai faliment, că potențialii clienți se duc dincolo unde sunt folosite aceste strategii. Deci, practic, oamenii sunt foarte, foarte bombardați cu toată această manipulare emoțională, că e vorba de campanii de politică, de vânzarea unui simplu obiect sau a unui serviciu, sunt tot timpul bombardați. Și atunci, de asta revenind acum la carte, este foarte bun titlul și ca să nu uit, bine că mi-am adus aminte, apropo de ce spuneai înainte, se adresează mai mult bărbaților sau femeilor, într-adevăr este foarte bună pentru ambele categorii și în special pentru acele persoane care își controlează mai greu emoțiile sau sunt mai ușor copleșite de emoții. Chiar aș putea spune statistic că chiar mai mult femeile ar avea de câștigat din cartea asta. Pentru că, în general, persoanele de sex feminin sunt un pic mai copleșite de emoții.
bărbații, exact cum spuneai, mai mult le inhibă. Bineînțeles că există excepții în toate categoriile. Am întâlnit femei foarte stabile emoțional și bărbați foarte copleșiți emoțional. Dar și revenind la toată această manipulare și felul în care sunt folosite emoțiile să te determine să iei decizii, cartea, practic, este foarte accesibilă și te ajută, într-adevăr, să-ți înțelegi emoțiile și să nu te mai controleze ele. Deci nu înseamnă că le inhibi sau că începi să ai, cum să spun, o obsesie în a le ține sub control. Nu, te ajută chiar să le integrezi. Și începe de la tehnici foarte simple. În primul rând, ca să zic așa, are cam patru piloni cartea. Pe de o parte este, merge pe toleranța la suferință, adică cu cât reziști mai mult și faci față mai bine lucrurilor cu care te confrunți și îți creează suferință, cu atât vei putea lua decizii mai bune și cu atât, practic, vei avea o viață mai ok. Deci, sporind acest grad în care poți să faci față acestor situații. Al doilea lucru sau pilon al cărții, să zic așa, este prezența conștientă. Și aici, bineînțeles, o grămadă de tehnici, tot așa, luate de la cele mai simple până la tehnici mai complexe. Bineînțeles că foarte multe din ele există de mii de ani prin vechile cărți ale diferitelor tradiții, le putem găsi în budismul Mahayana și așa, dar nu mai intru în detalii. Ele sunt foarte bine sintetizate și exprimate și aici ca tehnici terapeutice. Unele sunt, cum să spun, mie mi s-au părut hiper simple, dar mai spre sfârșitul cărții se intră și în cum să zic, aspecte mai complexe ale tehnicii. De exemplu, la această prezență conștientă prin care ajungi la o trăire plenară și practic te ajută să nu rămâi ancorat în trecut sau în viitor, pentru că de acolo provin foarte multe probleme. Fie retrăiești evenimente traumatice din trecut și le aduci în prezent și nu mai poți trăi prezentul, apar, se perpetuează niște factori stresori și îți creează o stare foarte, foarte proastă. Pe de altă parte, sunt persoane care stau cu teama de viitor. Da? Să ne uităm acum câta depresia a crescut de când cu ce se întâmplă acum, a crescut de vreo 3 ori. Unele studii spun că a crescut cu 40%, unele studii spun că au crescut de 3 ori mai mult. Ideea este că oricine este psiholog știe, pentru că vorbește cu oameni și își dă seama, să nu uităm că depresia netratată are o rată de suicid undeva spre 20%. Deci este foarte mult. Și așa, revenind, mulți oameni stau cu frica de ce se va întâmpla mâine. Și la fel, aduc practic un viitor incert, dar privit într-un mod catastrofal, îl trăiesc în prezent și la fel se instaurează anxietatea, teama și așa mai departe. Deci această tehnică, revenind la carte, ca să nu divagăm foarte mult, această prezență conștientă, tehnicile de prezență conștientă, te ajută să elimini din aceste două cauze ale stresului și să revii mai mult în prezent, unde să poți trăi funcțional și mai detașat. Și aici avem, uite, am găsit și aspecte care pun accent pe compasiune, deci exact ca în tradițiile estice, pun accent pe compasiune sau tehnici chiar mai complexe, unde se pune accent, de exemplu, pe focusul pe spațialitate, spațialitatea interioară, spațialitatea exterioară. Sau spațialitate și mișcare. Adică tehnici un pic mai avansate de liniștire interioară, care sunt, mai ales că dacă le iei treptat de la începutul cărții până spre sfârșit, cred că poți ajunge să stăpânești bine și aceste. Sigur că e nevoie să și lucrezi puțin pe ele. Nu,
merge așa de pe o zi pe alta. Apoi, al treilea pilon este prezintă, practic, aptitudini de gestionare a emoțiilor. Și aici, la fel, te ia cartea de la început, îți spune ce este emoția, cum funcționează emoțiile, formă te ajută să identifici emoțiile. Asta v-am să mai spun, foarte interesant. Cartea este și în parte ca un jurnal, da? Deci are și zone unde îți poți nota gândurile disfuncționale, de exemplu, da? Deci este chiar un jurnal de terapie. Gânduri disfuncționale și pe urmă le înlocuim cu gânduri funcționale. Da, exact ce se face și în anumite terapii. Ok. Deci asta am vrut să spun cu gestionarea emoțiilor. După care se ajunge și la tehnici mai avansate în legătură cu emoțiile. De cum ar fi chiar în carte, am mai spre sfârșit, conștientizarea emoțiilor fără a le judeca. Sigur că este mult mai complicat decât la începutul cărții, unde apare o emoție și se creează un distres și tu vii repede cu o cogniție și o înlocuiești. Da? Deci există și tehnici din astea de distragere și poți să zici, da, dar uite, nu este bine să te distragi de la problemă. Este adevărat, dar ca să ajungi în momentul în care nu trebuie să te distragi de la problemă și să lucrezi direct cu problema, înseamnă în primul rând să fii cât de cât stabil și funcțional. Și atunci, la început, o persoană care are probleme destul de serioase și are, să zicem, o anxietate generalizată, poate folosi cu succes aceste tehnici de a se distrage de la problemă o perioadă de timp până când devine stabilă și mai înrădăcinată și după aceea se intră în problemă și se ajunge și la aceste tehnici un pic mai avansate, expunerea la emoție, pentru că întotdeauna expunerea, deja trebuie să ai o anumită stabilitate ca să te poți expune în mod eficient la emoție. Și să nu uităm că cea mai bună metodă, mă rog, din câte cunosc eu, cea mai bună metodă de a scăpa de o fobie sau de a scăpa de o problemă este chiar expunerea. Ceea ce poate nu e foarte roz pentru toată lumea, dar așa este. Și dă cele mai bune rezultate. Dar sigur, expunerea aceasta trebuie să fie gradată pentru a nu crea niște alte traume. Bun, revenind, ca să nu țin prea mult, că l-am depășit timpul, cel de-al patrulea pilon este eficiența interpersonală. Și aici, sigur, că se merge foarte mult pe anumite metode de exprimare, pe stabilirea limitelor interpersonale, limitele de comunicare, negocierea soluțiilor la probleme și așa mai departe. Nu știu, dacă mai ai întrebări, eu pot să vorbesc mult pe tema asta, dar cred că am depășit și... Nu, n-am depășit nimic. Mă gândeam cum percepem noi, apropo de începutul discuției noastre, începutul interviului, masculinitatea în vremurile pe care le trăim. De cele mai multe ori se pune semnul egal între masculinitate și agresivitate, tot venind cumva, să spunem, din cauza unor cutume sau unor norme sau unor reguli sociale impuse de societate, că bărbatul ar trebui să fie într-un anumit fel. La fel, iarăși este cumva pusă la zid vulnerabilitatea sau o hipersensibilitate sau o hiperemotivitate. Da, bărbatul n-ar trebui să se arate vulnerabil. Vulnerabilitatea este un soi de fisură. Parcă îmi și imaginez războinicii spartani care erau îmbrăcați, dar care aveau și zone ale corpului vulnerabile, expuse unor lovituri, unor tăieturi și așa mai departe. Da? E, și atunci ideea asta că de a nu fi vulnerabil
sau că vulnerabilitatea este cumva asociată sau pus semnul egal cu slăbiciune. Este un mit sau este ceva adevărat în toată povestea asta sau nu? Sau e bine ca bărbați să ne acceptăm până la urmă această vulnerabilitate? Foarte important este și felul cum ne percep femeile. Și bineînțeles, depinde de la femeie la femeie. S-ar putea ca o femeie să vadă vulnerabilitatea ca pe un lucru pozitiv, ca pe un lucru faptul că te deschizi, da? Și că ești, nu ești impenetrabil, nu ești intangibil. Faptul că se poate ajunge cumva mai ușor la emoțiile acelui bărbat. Faptul că, așa cum am mai discutat și în alte intervenții, bărbatul până la urmă este om. Înainte de a fi femeie și bărbat, suntem oameni. Și la fel ca oamenii, ca toți oamenii, avem emoții. Și avem emoții care nu ar trebui inhibate, cum ai spus tu, reprimate, da? Și ar trebui exprimate. Este un subiect foarte vast, Sorin, adică ar dura foarte mult să intrăm în toate detaliile astea, dar observ și tu această, cum să zic, oarecum un contrast. Pe de o parte, se vorbește foarte mult despre această masculinitate toxică, pe care eu o consider în mare parte un fel de mișcare politică, într-un fel, adică masculinitatea toxică. Dacă intrăm acum să dezbatem tot subiectul ăsta, ne apucă dimineața. Dar, pe de-o parte, observi aceste discuții cu masculinitatea toxică, pe de altă parte, vezi, în contrast, cum ai spus, se consideră un semn de slăbiciune această exprimare a emoțiilor. Deci, vreau să subliniez faptul că nu este absolut deloc o slăbiciune să-ți exprimi emoțiile ca bărbat. Este foarte funcțional. Deci cheia într-o relație, indiferent de tipul de relație, chiar și o relație, orice fel de relație interumană, dar cu precădere o relație de cuplu, este exprimarea emoțiilor într-un mod cât mai liber. Deci, în principiu, asta este un plus pentru un bărbat, să poată să-și exprime emoțiile și să fie sincer în lucrurile astea, pentru că ce se întâmplă? Emoțiile sunt acolo. Că le reprimăm, le băgăm sub preș și încercăm să ne punem 100 de măști prin care să părem foarte duri sau nu facem asta, acest fond al emoțiilor și al vulnerabilității este acolo și este ceva firesc. Deci nu are niciun sens să ne facem că nu există. Nu este un semn de slăbiciune absolut deloc. Dacă ar fi să considerăm totuși că tot ai adus subiectul un semn de slăbiciune, probabil că a acționa strict bazat pe emoțiile copleșitoare de moment aș putea considera asta un semn de slăbiciune, da? Practic de acolo se și întâmplă, uite, de exemplu, crimele din pasiune. Da, de acolo vin cele mai multe. Da? Sunt niște emoții copleșitoare, negestionate, prin care se răbuvnește în furie. Deci, și tocmai unul din motive este această reprimare, pentru că dacă oamenii ar lăsa libere emoțiile să se poată exprima și să le și integreze, pentru că ce se întâmplă în momentul în care tu vorbești despre sensibilitățile tale ca bărbat, și ești sincer față de celălalt, automat ești sincer, ți le spui și ție într-un fel și atunci le accepti și le integrezi. Da? Deci asta este o chestie foarte, foarte bună și niciun caz un semn de slăbiciune. De asta, și voiam să mai spun o chestie referitor la cartea asta. Vreau să spun cât de necesar este totuși și un terapeut pentru cine are posibilitatea. Pentru că ce se întâmplă? Tehnicile de aici sunt bune, dar să zicem că dacă aici ai, să zicem 100 de tehnici, poate mai puține, dar hai să zicem 100, din ele unei persoane îi se vor potrivi doar anumite tehnici.
Și în afară de asta e foarte important momentul în care le aplici, că unele tehnici pentru unele persoane sunt foarte bune, dar nu într-un moment de vulnerabilitate a persoanei în care pot face mai mult rău. Deci cine are posibilitatea să și lucreze cu un expert în acest sens, este și mai bine, pentru că practic ce face un psiholog? Face și o evaluare și înțelege exact cam unde se află persoana respectivă, ce probleme are, și face și o ierarhie a, cum să spun, a soluționării problemelor, face o ierarhizare și face și o metodă graduală prin care se aplică diverse tehnici. Deci asta este foarte important și asta nu poate face niciodată o carte, ci întotdeauna e nevoie de cineva cu multă experiență care să poată să livreze practic persoanei acele tehnici și modalități care să-l ajute într-o manieră integrată pe care persoana să o poată digera la momentul respectiv, să se creeze această sinergie în tehnicile terapeutice. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre masculinitate, despre vulnerabilitate, despre emoții, cum intră în contact bărbații cu propriile emoții și cu propriile nevoi. Alături de noi a fost Vlad Nicodim, psiholog, și am discutat pornind de la cartea Gestionarea emoțiilor copleșitoare, cum să-ți recapeți autocontrolul, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și pe care o puteți găsi de altfel în campania Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Mulțumim foarte mult, Vlad Nicodim. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!